Etapa județeană a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață s-a desfășurat la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Elevii pasionați de lumea cărților au avut ocazia să demonstreze că sunt cei mai buni din județ. Cei care vor obține cele mai mari punctaje vor merge mai departe la faza națională. Am trecut de o etapă pe școală, a fost foarte ușor și am participat pentru a testa cunoștințele. Sper să ajungi mai departe la faza națională? Eu sper. Ai mai fost vreodată? Da, am fost de două ori. Vin de la școala generală numărul 6, subiectele au fost ușoare, mă așteptam să fie mai grele și am participat pentru performanță și să văd ce pot. Ai mai ajuns vreodată la etapa națională, speri acum? Da, sper și am ajuns și la etape naționale. Cum a fost? A fost destul de ușor. A fost un concurs foarte serios, subiectele au fost destul de grele, sper să ajung și mai departe și punctele să fie destul de bun. Este cel de-al doilea an în care în școlile din România se organizează această competiție. Este vorba de olimpiada județeană, faza județeană a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață. Avem în jur de 260 de participanți de la clasa a 5-a până la clasa a 12-a. Subiectele au fost ofertante, sunt destul de generoase, ele conțin trei tipuri de texte, unul literar, unul non-ficțional și altul multimodal. Este vorba de o evaluare a abilităților de comunicare și de exprimare a propriei opinii a celor care au în atenție lectura. Anul trecut, elevii mehedințeni au ajuns la etapa națională a competiției. Un reprezentant al Colegiului Național Gheorghe Țițeica a obținut locul al treilea pe țară. Anul acesta, cei mai buni elevi din România vor ajunge și la faza internațională, care va conține și subiecte într-o limbă străină.